Vă lua aminte la rugăciune. Îți mulțumim, Bune Părinte, că ai făcut posibil și în acest sabat să ne întâlnim în locașul Tău, unde putem lăuda și asculta din cuvântul Tău. Îți mulțumim, Bune Părinte, că ne-ai unit în aceste momente prin cântare. Vrem, Bune Părinte, să rămâi alături de noi și în continuare să rămânem uniți în cuvântul și în gândurile care se vor rosti și care se vor adresa direct inimilor noastre și a celor care au nevoie de cuvântul Tău. Vrem, Bune Părinte, ca șederea noastră aici să fie un prilej de binecuvântare, un prilej de a asculta și nu doar atât, și să implementăm adânc în mintea și inimile noastre. Te-am rugat toate acestea în numele Lui Iisus. Amin. Pacea Domnului tuturor! Urmează în închinarea noastră momentul de dăruire, de închinare prin dăruire, și așteptăm materialul pentru zecimi și daruri înainte de a face strângerea. Reformatorul Martin Luther locuia într-o mănăstire germană unde împărțea o cameră cu un prieten apropiat, ambii fiind pasionați de cauza adevărului. În timp ce Martin Luther a decis să lupte pentru reformă, prietenul lui a rămas în mănăstire rugându-se pentru el. Într-o noapte, colegul lui Luther a avut un vis. A văzut un câmp gata pentru seceriș și un om care încerca să adune toată recolta singur. Era tocmai Martin Luther. A înțeles atunci că trebuia să înceapă să lucreze cu el. Mulți oameni își pun ținte la sfârșit de an. Unii își doresc să înceapă să facă sport, alții să economisească bani sau să slăbească. Însă nicio rezoluție nu este la fel de importantă ca cele legate de viața spirituală. Ce ținte ar trebui să se afle în partea de sus a listei noastre? 1. Pune deoparte în fiecare dimineață un timp special pentru citirea Bibliei, a lecției școlii de sabat și pentru rugăciune. 2. Strângeți-vă la oaltă la începutul și la sfârșitul fiecarei zile pentru altarul familial. 3. Reafirmă-ți angajamentul de a respecta sabatul de la apus la apus. 4. Participă regulat la serviciile de închinare din biserică. Nu permite opțiunilor virtuale să înlocuiască prezența ta fizică în casa Domnului. 5. Reînnoiește-ți angajamentul de a fi credincios în înapoierea zecimii și a darurilor, ori de câte ori Dumnezeu te binecuvântează cum venit. Acum, când începe această călătorie de la intenție la acțiune, amintește-ți că poți totul în Hristos care te întărește. Când ne înapoiem zecimea și darurile, să ne lăsăm dorințele la urmă și să-L punem pe Dumnezeu pe primul loc. Rugăm surorile să facă strângerea.
Să ne rugăm. Tatăl Ceresc, îți mulțumim pentru că suntem în casa ta de rugăciune. Îți mulțumim pentru că ne-ai ajutat. Suntem într-un an nou. Te rugăm Dumnezeu să ne asculți rugăciunile noastre. Te rugăm Dumnezeu să fim mai aproape de tine. Să fim mai jertfitori. Acum te rog pentru aceste daruri care s-au adunat, ca ele să fie folosite acolo unde este nevoie de ei. Binecuvântează aceste daruri și ajută ca mulți oameni să cunoască voia ta și despre dragostea ta și salvarea ta. Ne-am rugat acest lucru în numele lui Iisus și te rog ca să fii cu noi în această casă. Să te simțim și să simțim Duhul Tău cel Sfânt, care ne învață și ne mustră. Ajută-ne să fim alături mereu de Tine. În numele lui Iisus ne-am rugat ție. Amin. Pacea Domnului, încă o dată, câteva anunțuri înainte de a continua programul. Spunem bun venit celor care au ales ca astăzi să fie în biserica noastră și în mod special celor care au venit pentru prima dată. Cine a venit pentru prima dată, e rugat să recunoască și să ne spună cum îl cheamă, de unde este. O luăm cu partea aceea. Tare! Vladimir din Chișinău. Vadim. Bine ați venit, Domnul să te binecuvinteze. Vadim, pentru prima dată. Urmează a doua, nu? Domnul cu tine. Cine a mai venit pentru prima dată? Ia să vedem, cineva care mai... Ați mai fost pe la noi, da? Pentru prima dată. Cine este pentru prima dată? Nimeni. Reamintim programul bisericii vineri seara pe Zoom la ora 8, în sâmbătă dimineață de la 10, cu timpul de rugăciune, apoi școala de sâmbătă și serviciul divin. Sâmbătul viitor, cu ajutorul Domnului, vom avea Sfânta Cină. Să ne anunțăm între noi și pe cei care știm că ar dori să participe sau care credem că n-au auzit, să le spunem, da? Că sâmbăta viitoare vom avea un program special al Sfintei Cine. Sabatul 3 nu ne vom strânge aici. Încercăm să găsim soluții, da? Pentru că sala va fi folosită de către Pathfinder și Adventurer pentru concursul de Biblie. Vor veni și din alte biserici, în biserica noastră. Și vom găsi soluții, dar până atunci o să anunțăm ce soluții am găsit. De sâmbătul viitor, Sfânta Cină, sâmbătul 3, biserica va fi rezervată pentru o altă activitate. După cum știm, un alt anunț, sâmbătul trecut a fost citită lista propunerilor pentru slujbași ca să slujească în biserica noastră în următorul mandat, întrucât a expirat și timpul pe care l-am anunțat pentru contestații, observații, sugestii. Suntem la punctul în care să citim pentru a doua oară lista și îl rog pe Liviu să ne ajute și pe cineva să ne stingă becul. Liviu, dacă poți să pui, te rog, Liviu, PowerPoint-ul cu propunerile. Le recitim la departamentul copii, responsabil Viorica Mândru, ajutor Veronica Nour, la departamentul sănătate Tatiana Florea, la media Daniel Nour, la misiunea femeii Tatiana Baltagă, la familie Anca și Ionuț Cioloca, la binefacere Elizabeth Petcu, evangelizare și lucrarea personală Ciprian Stan, literatură publicații Jenny Crețu, ajutor casier Anca Cioloca, departamentul muzică, dirijor Elizabeth Petcu, responsabil instrumente Mircea Petcu,
pianiști Cosmin Vasile, Laura Rotaru, Elvira Leon, Becky Marcu. Și următorul slide. Aici avem și propunerile pentru ceea ce vom vedea acolo, ce vedem ca slujbe, dar și pentru a fi membri de comitet, prezbiteri Vitalie Mândru, Ionuț Cioloca, conducător de comunitate, adică prezbiteri fără binecuvântare, Ion Florea, prim-diacon Bogdan Stan, prima diaconeasă Carmen Stan, diriginte școala de sabat Sergiu Lupașcu, casier Andrei Rotaru, tineret Silviu Marcu, secretar Vasile Chelban. Aceasta este lista de propuneri. Suntem la punctul în care să fim pregătiți să luăm și un vot din partea dumneavoastră. Sunt două variante de a vota nume cu nume. Toată lista sau lista de membri de comitet sau votare în bloc. Există vreo propunere și mă adresez membrilor bisericii locale. Dacă avem o propunere legată de modalitatea de a vota, în bloc sau nume cu nume, sau parțial în bloc și comitetul nume cu nume, face cineva o propunere? Da. Fratele Valeriu propune ca să votăm în bloc, se susține propunerea aceasta. Mulțumesc. Cine este pentru această modalitate? Deci votăm modalitatea, da? Acum, atenție, votăm modalitatea. S-a propus să votăm în bloc. Cine este pentru a vota în bloc? Deci, atenție, nu votăm numele, votăm modalitatea. Cine e pentru a se vota în bloc? Adică toată lista odată. Mâna sus. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Nu este? Abținere? Bun. Și acum vă invit să, întrucât s-a votat această modalitate de a vota în bloc, mai este nevoie să recitim lista? Nu mai este. Cine este pentru, da? Haideți să ne uităm peste numele de acolo. Cine este pentru ca toate aceste nume care au fost citite să slujească în biserica noastră? Mâna dreaptă sus. Aici va trebui să numărăm. Și mă refer la membrii bisericii. Rog pe Vasile, fratele Vasile. Fratele Vasile, dacă ne ajută să numărăm, trebuie să numărăm. Mâinile. Trebuie să numărăm mâinile. Da? Număr eu pe partea aceasta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Am numărat partea de acolo. Fără partea de acolo, da? 11 acolo și acolo. Încă o dată vă rog mâna sus. Deci 11, 12, 13, 14, 15, 16. 33. Ok. Împotrivă. Este cineva împotrivă? Nu este. Abțineri? Restul, da? Bun, mulțumesc. A doua propunere. Mulțumesc, Vasile. Durata mandatului, manualul bisericii prevede ca mandatul să fie de un an de zile, în afară de situația în care biserica decide altceva, adică să fie pentru 2 ani de zile. Propunerea noastră ca și comitet de numiri este ca durata acestui mandat al acestui slujbaș, da? Ca să slujească în biserica noastră, să fie de un an de zile. Se susține propunerea aceasta? Susține cineva propunerea aceasta? Mulțumesc! S-a susținut. Cine este pentru ca durata mandatului perioadei pe care să slujească aceștia să fie de un an de zile, este rugat dintre membrii noștri să ridice mâna sus. Mâna sus. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
26, 27, 28. Mulțumesc. 28. Ține minte, da? Cine este împotrivă? Nu este nimeni. Vă mulțumesc frumos. Acestea fiind spuse, urmează ca membrii aceștia pe care i-am propus să-și înceapă lucrarea. Credem că va fi o scurtă perioadă de tranziție între cei care au slujit până acum și cei care vor sluji și sperăm ca sâmbătul viitor să facem tranziția aceasta între fostul comitet și actualul comitet, între foștii slujbași pe diversele departamente și actualii slujbași. Propunem ca sâmbătul viitor să fie pentru că la momentul cinei va fi și partea celor care sunt acum la Gorei, da, în grupa de la Gorei, unde sunt dintre foștii slujbași. Mulțumim Domnului pentru susținerea dumneavoastră în rugăciune. N-a fost ușor. Sâmbăta viitoare se împlinesc 3 luni de zile de când am început procesul acesta. A fost greu, dar a fost, simțim așa că pe ansamblu a fost mâna lui Dumnezeu acolo. Un ultim anunț, un ultim punct în cadrul acesta al anunțurilor. Departamentul publicații, sora Jenny, vrea să, și o invit în față, vrea să mulțumească în mod special și să ofere ceva în semn de prețuire primilor 2 cititori din biserica noastră, adică celor care au împrumutat cele mai multe cărți și au citit cel mai mult de la bibliotecă. Eu știu că noi citim, da? Dar de la biblioteca bisericii. Și vrea să stimuleze împrumutul de cărți în continuare, oferind ceva primilor 2. Ia să vedem. Da, primul este fratele Ion Florea, senior, dar dânsul am înțeles că nu este azi și îl invit pe fratele Ion să îi dau. Ar trebui să fac o rectificare, îmi cer scuze, este vorba despre tata-socru. Tata-socru, așa. Care fratele Ion de merge. Da. Părere de rău, el azi e puțin bolnav. Da, îmi cer scuze pentru confuzii. Da, îi transmiteți felicitările noastre. Poftim? Pentru tine. Am aranjat eu așa. Și sora Irina Barbă Scumpă. Da. Vreau să vă felicit și să vă mulțumesc că m-ați făcut conștientă și pe mine că nu citesc așa mult și anul acesta, cum a zis și Ionuț aseară, una dintre țintele mele pentru anul acesta este să citesc mai mult. Mulțumesc, Irina. Mulțumesc. Și un ultim anunț pentru Pathfinder Adventure. Sunt așteptați, cei care nu știu, sunt așteptați sus cu instructoarele, da? Sunt deja sus, dacă mai e vreunul rătăcit pe aici, să știe că locul lui este sus, da? În camera de sus. Urmează un moment frumos și pentru asta invit în față pe Elena cu soțul și cu toți copiii. Este momentul de cerere a binecuvântării pentru micuțul Marcel, care ieri a împlinit 8 luni, nu? Ieri, da? Pe 5 ianuarie a împlinit. Dar invit, ca de obicei, toată familia. Nu sunt toți copiii dânșilor aici. Este micuțul Marcel, pentru care ne rugăm, este primul bebeluș. Anul trecut am avut mulți bebeluși pentru care ne-am rugat. Haideți aici în față. Și este un text frumos pe care l-am mai citit odată, dar aș vrea să-l citesc și cu ocazia aceasta. Micuțul Marcel are o nevoie mare din partea noastră de rugăciune, mai mare decât pentru orice alt copil, pentru că are și o problemă de sănătate descoperită recent. Și micuțul Marcel e vioi, îl vedeți? Nu știe ce se întâmplă, dar ne bucurăm pentru părinți că vor să îl aducă înaintea lui Dumnezeu, să-l predea lui. Ana și Samuel. Samuel este poate unul din cele mai cunoscute personaje din Biblie, da? Uitați ce zice Ana, mama lui. Ana nu s-a suit la templu, ci a zis bărbatului ei, soțului ei. Tatăl a zis, eu nu vin în față că sunt mai rușinos. Nu. A zis Ana soțului, când voi înțărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului și să rămână acolo pentru totdeauna. Au ales ca să-l aducă înaintea lui Dumnezeu,
să-L preda Domnului, grijii Lui. Noi nu practicăm, așa cum mai spuneam, botezul pruncilor, noi practicăm botezul pocăinței, a omului matur care face alegerea aceasta. Dar practicăm ceea ce a făcut Domnul Hristos, și anume binecuvântarea copilașilor. Este momentul în care îl rugăm pe Dumnezeu ca în mod special să-și facă partea, dar în același timp ne rugăm și pentru părinți ca să intre în parteneriatul acesta cu Dumnezeu. La noi nu sunt nași, fiini și așa mai departe. Noi avem părinți și Dumnezeu, da? Și este un moment în care ne rugăm și pentru părinți și pentru copil și ca Dumnezeu să-și facă partea. Eu mă bucur ori de câte ori și cred că Dumnezeu se bucură când există un moment de genul acesta. Pentru fiecare familie cred că este ceva special, este ceva aparte. E vorba de copilul lui. Da? Voi vii să ne ridicăm pentru acest moment și... Noi cei din față vom îngenunchea. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim tare mult pentru momentul acesta, când în fața ta mămica și tăticul și frățiorii l-au adus pe Marcel pentru a-l pune în brațele tale, în mod simbolic. Știm că tu ai un plan cu noi încă de când suntem în pântecele mamei noastre și doar noi, mai târziu, prin alegerile noastre, putem să facem ca planul tău să nu se împlinească. Dar nu vrem să se întâmple lucrul acesta. Astăzi, Tată bun, ți-l prezentăm ție pe Marcel. Și te rugăm, Tată bun, să ai tu grijă, în primul rând, de sănătatea lui, să-l ajut să se dezvolte frumos, să se poată face bine, să se poată vindeca. Și, Tată bun, planul tău frumos cu el să se poată împlini, pentru aceasta te rugăm ca, pe măsură ce el va crește, să întărești voința ca el să aleagă să fie cu minte, ascultător de părinți și ascultător de tine. Pentru că doar în felul acesta va putea fi fericit, acum, și să aibă parte de un viitor frumos. Te rog să binecuvântezi, Tată bun, și pe părinți și pe ceilalți copii acestei familii. Și te rog, Doamne, să dai putere, răbdare, înțelepciune părinților, ca atunci când vor fi provocați în creșterea micuțului Marcel, să nu-și piardă energia, să nu-și piardă speranța și să nu uite că tu vrei să fii partenerul lor în creșterea micuțului Marcel. Și în ziua în care tu vei veni pe norii cerului, Tată bun, te rog să faci cea mai mare bucurie a acestei familii și anume să o iei întreagă sus în cer. Pentru că te-am rugat toate acestea așa cum tu ne-ai învățat cu speranță în numele Domnului Iisus. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească. Cum te cheamă pe tine? Diana. Diana, Diana. Și pe tine? Elisabeth. E cel mai mare? Da. Și Marcel, cel mai mic. Domnul cu dumneavoastră să vă întărească și să vă dea bucurii. Și bucurii, nu doar stres, da? În creșterea copiilor. Și într-o zi să facem parte din marea familie a lui Dumnezeu. Sora, prima diaconeasă, sora Stella va pregăti ceva, e ceva ca de obicei personalizat pentru dumneavoastră, pentru cel mic de fapt. Ce vio este Marcel. Mulțumim! Urmează povestirea pentru copii, că este momentul pentru copii și apoi o cântare specială, da?
Happy Sabbath, copii! Happy Sabbath! Hai, spuneți și voi, tare! Happy Sabbath! Ok, avem doi buni. Voi ați mers vreodată cu autobuzul? Nu? Niciodată? Cine a mers? Ia ridicați mâna. Cine a mers cu autobuzul? Bravo, ok. Știți ce este nevoie ca să puteți să mergeți cu autobuzul? De ce aveți nevoie? De bani? Bravo, și încă? Hai, spune. Să mergi, corect. Mai este o idee? Hai, spune. De un părinte, ok, bravo. Și de bilet. Știți, nu? Deci când intrați în autobuz, este nevoie să plătiți un bilet. Ok. Astăzi o să vă povestesc o povestire despre un băiat care se numea John. Și mergea cu autobuzul în fiecare dimineață. Ok. John era un băiat mare, era puternic, avea mușchi. Voi aveți mușchi? Băieții acolo în spate, aveți mușchi? Da, nu? Gândeam eu că aveți. Deci, John era un băiat mare, da? Mare, puternic, înalt. Și într-o dimineață urcă în autobuz ca să meargă la muncă. Urcă în autobuz și spune tare: Marele John nu plătește biletul. Tot autobuzul tace, șoferul vrea să spună că nu-i ok, s-a enervat un pic, dar, cum v-am spus, Marele John era mare, puternic, înalt și șoferul s-a speriat de el și a zis: hai că nu zic nimic. Și John a făcut 3 pași puternici și s-a așezat pe scaun. A doua zi, John iar urcă în autobuz dimineața, face 2 pași, bum, bum, Marele John nu plătește biletul. Acum ceilalți din autobuz, ce credeți, erau supărați sau nu? Erau cam supărați, deci el nu plătește și nu-i da, așa? E, toți erau supărați, se șoteau între ei, dar de ce ăsta nu plătește? Dar n-a spus nimeni nimic. A treia zi, ia ghiciți, ce face John? Urcă în autobuz, bum, bum, ce zice? Tare! Nu plătește biletul, da? Ei, nu se mai poate. Șoferul, îmbufnat, deja a treia zi, ăsta nu plătește biletul. Din autobuz, toți ceilalți ce zic? Nu-i corect, noi trebuie să plătim și el nu plătește. Dar toți tac. De ce? Pentru că le este teamă de John, că e mare și puternic, da? A patra zi, iar urcă în autobuz John și spune... Băiatul acolo în spate, ce spune? Ce spune John? Tare, așa. Marele John nu plătește biletul. Așa. Atunci, din spate, din autobuz, unul din spate, tremurând, cu picioarele tremurânde, se ridică și spune: măi, nu se mai poate. De ce tu chiar în fiecare zi nu plătești biletul? Doar pentru că ești mare și puternic, asta nu înseamnă că nu trebuie să plătești biletul, ca noi toți ceilalți. Atunci John face 2 pași spre el și spune tare: Marele John nu plătește biletul. Marele John are abonament. Copii, abonamentul este atunci când plătești o dată și l-ai pentru toată luna. Ok? Și nu trebuie să mai faci biletul de fiecare dată. Așa că aș vrea să rămânem cu învățătură. Și anume, că nu trebuie să judecăm niciodată pe nimeni, indiferent de ce fac sau cum arată. Dacă sunt puternici și mari, asta nu înseamnă că sunt oameni răi. Dumnezeu ne invită și Iisus să nu judecăm după învățișare, așa spune în Luca. Da? Așa că de acum înainte, vă rog, ca să aveți dragoste față de toate persoanele și să nu judecați la prima vedere. Ok? Cine vrea să facă o rugăciune cu noi? Bia? Ok, hai că o să mă rog eu, da?
Tată scump, îți mulțumim pentru că putem fi copiii tăi, pentru că ne numești copii ai tăi. Te rog să ne ajuți pe fiecare dintre noi să nu judecăm pe cei care sunt în jurul nostru, ci să-i privim cu dragoste și prin ochii tăi. În numele tău scump te-a rugat acestea, amin. Mulțumim, Cosmin, mulțumim, Elvira. Mulțumim Domnului pentru întâlnirea din sabatul acesta. Suntem la început de an și întrebarea pe care aș vrea să vă pun în numele Domnului, în timp ce deschidem Sfânta Scriptură la 2 Corinteni, capitolul 5, cum va fi anul 2024? Cum va fi anul acesta?
Aseară întrebam pe Zoom cum ne-am dorit să fie anul acesta. Una e dorința mea, una este dorința noastră și alta este ce se va întâmpla în anul acesta. Așadar, cum va fi anul 2024? Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17, pasajul care îmbină cel mai frumos, din punctul meu de vedere, ideea de vechi și ideea de nou. 2 Corinteni, capitolul 5, la versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și mai departe, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Și ne-a încredințat slujba împăcării, ca adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși în puterniciția ai lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbintele în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Versetul 17, revenind la el, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cum va fi anul 2024? În România vor fi alegeri. 4 tipuri de alegeri, parlamentare, prezidențiale, locale și așa mai departe. Va fi mai bine? În Moldova vor fi alegeri. Și va fi și un referendum în care se va decide dacă Moldova se va desprinde de Est și se va alipi Vestului sau va rămâne cum a fost până acum, da? Cum va fi 2024? Nu din punct de vedere politic sau religios. În Irlanda cum va fi? În Irlanda a fost anul 2023 cel mai cald din ultima vreme. 11 grade Celsius media pe tot anul 2023. Se preconizează că în 2024 va fi și mai cald în Irlanda. Se va mări cu aproximativ 1,5 grade temperatura. E neinteresant până la urmă cine este președinte, ce se întâmplă cu temperatura. Mai important decât asta este ce se va întâmpla pe tărâm spiritual. Cineva spune așa: cum o vrea Domnul? Cum va fi anul 2024? Cum vrea Domnul, frate? Altcineva ar spune: cum vrem noi să fie? Așa va fi. Dacă ne dorim din toată inima să întâmple anumite lucruri și facem pașii către și împlinim condițiile ca să întâmple acele lucruri, cum vorbeam aseară, spre exemplu de sănătate, e condiționată sănătatea. Sunt și niște lucruri care trebuie să le facem noi. Deci, cum va fi anul 2024? Două variante. Cum vrea Domnul? Și alții zic, cum vrea omul. Așa va fi. Cum vrea Dumnezeu să fie, da? Versetul 17 din 2 Corinteni, capitolul 5, spune: dacă, începe cu dacă cineva este în Hristos, este o făptură nouă, toate lucrurile vechi s-au dus, da? Dacă. Dumnezeu are un plan cu siguranță pentru 2024, dar nu ține doar de Dumnezeu să se împlinească planul acesta. Și acum aș vrea să spun un lucru care de obicei îl spun celor cu care studiez și ne pregătim pentru botez. Dumnezeu a avut în grădina Edenului un plan și, atenție, unui Dumnezeu atotputernic nu i-a ieșit planul. Vedeți cum sună? Dumnezeu are un plan și nu i-a ieșit. Nu i-a ieșit pentru că omul nu a vrut să iasă planul acela ideal pe care Dumnezeu l-avea privire la el. Cum vrea Dumnezeu să fie anul 2024 pentru noi? Un an în care să ne predăm cu siguranță toată inima lui Hristos, fim ascunși cu totul, da? Zice, dacă cineva este în Hristos, și imaginați-vă scena în care, sau așa să ne imaginăm, că cineva stă sub plapumă și iese o mână sau iese un deget de la picior, dacă nu i-a acoperit tot corpul, dacă eu nu sunt ascuns în Hristos, planul lui Dumnezeu cu noi pentru 2024, atenție, și o spun cu toată responsabilitatea, nu se va împlini. Dumnezeu are un plan pentru noi în anul ăsta, dar nu se va împlini din cauza noastră.
Dacă noi nu vom fi în Hristos cu totul, dacă nu lăsăm pe Dumnezeu, dacă nu ne predăm Lui, poate semăna a clișeu, da? Ei bine, am citit de ceva timp un articol în Christian Post, scris de Robin Schumacher. De ce America nu este o națiune creștină? De ce Statele Unite nu sunt o țară creștină? Și acolo scrie așa, nu în sensul ca valorile iudeo-creștine să influențeze societatea sau legile din America, ci de ce America nu se guvernează după principiile biblice în totalitate, da? Există un tip de teocrație. Când a fost în istoria biblică singura perioadă de teocrație? Teocrație înseamnă Dumnezeu este în conducere. Teocrația este diferită de democrație, este diferită de monarhie. Teocrație ce înseamnă? Că Dumnezeu este în conducere, da? Dumnezeu conduce și El dă sfaturi și ghidează lucrurile prin solii Lui, prin profeți, prin judecători și așa mai departe. Putem vorbi și de o formă modificată de teocrație chiar în vremea în care în Israel exista un împărat. De ce? Pentru că împărații, de bine de rău, mai întrebau pe Domnul și Domnul le mai răspundea atunci când ei chiar întrebau cu o inimă bună, da? Sau Dumnezeu se folosea de prorocii Lui, de solii Lui, astfel încât în secolul 6 înainte de Hristos, odată cu ultimul împărat, da, cu Zedechia, putem vorbi de faptul că teocrația în mod clar a fost desființată sub orice forma ei. Când va mai exista teocrație? Va mai fi în cer, în împărăția lui Dumnezeu, când Dumnezeu iarăși va fi în control, El va conduce. Deocamdată suntem în democrație, da? Unde suntem noi în Occident. Ei bine, în articolul acesta, intitulat De ce America nu este o țară creștină, se spunea așa, în America au venit părinții peregrini prin anii 1500-1600, din mișcarea puritană, din fel de fel de mișcări reformatoare din Europa, persecutați de catolici, au plecat o parte dintre ei, un număr destul de semnificativ, în Țara Liberă, de peste ocean. O parte dintre puritanii care au mers acolo a avut dorința de a împlini acel deziderat al lui Augustin, în ceea ce el scrie despre cetatea lui Dumnezeu. Măi, hai aici pe un pământ străin, pe un pământ liber, să încercăm să facem o mică cetate în care să ne guvernăm după principiile biblice, da? În care să nu existe separare între biserică și stat, ci statul era biserica însăși, da? Au încercat puritanii să facă lucrul acesta în America, spre sfârșitul anilor 1600 s-au lăsat pe gubaș și a dat seama că nu merge, da? Să avem o astfel de guvernare. Și întrebarea este de ce? A existat un eșec în a transmite credința așa cum ei o înțelegeau, da? Reformatorii care au trecut oceanul, eșecul a constat în imposibilitatea lor de a transmite, n-au fost capabili să transmită credința lor într-un mod real generațiilor după ei. Da? Și ne referim la lumea liberă, lumea nouă, da? Din Statele Unite din vremea aceea. În articolul respectiv, autorul dă un motiv de ce o generație după alta, într-un spațiu liber, cum era Statele Unite atunci în secolul 17, anii 1600, a eșuat. Iar răspunsul este unul scurt dintr-un singur cuvânt. Adolescenții au fost de vină, adolescenții. Înțelegând prin asta nu că ei aveau o vină în sine, ci pentru că ei nu au luat ceea ce era de la părinți. Părinții, de fapt, a fost eșecul părinților, nu al copiilor, al adolescenților. Părinții nu au putut să paseze copiilor, să transmită copiilor o credință vie, adevărată. Nu o listă de doctrine, așa cum și noi gândim uneori, da? Trebuie să lăsăm învățătura copiilor noștri. Dacă prin asta înțelegem o listă de doctrine, vreau să vă spun, copiii noștri nu sunt interesați de așa ceva. Da? Există un cuvânt în Sfânta Scriptură utilizat pentru credință și cuvântul, ori de câte ori apare în Noul Testament, înseamnă încredere, convingere, înseamnă acel lucru real, the real thing, cum zic, lucrul acela real pe care ceilalți îl simt. Băi, ceva cu tine, se întâmplă ceva cu tine. E un alt fel de a vorbi despre schimbarea inimii. Ești ca un copil, crezi pe Dumnezeu pe cuvânt.
Te rogi lui ca unui tată adevărat. Este acel tip de căldură în relația dintre tine și Dumnezeu, care se simte la ceilalți. Dacă copiii noștri nu simt lucrul acesta, nu putem să le pretindem ca ei doar să preia o listă de doctrine cu gândul că undeva, cândva în viitor, le va încălzi inima. Ei vor să vadă la noi acea credință reală care este pusă în aplicare. Uite, am o problemă, strig la Dumnezeu ca la un tată și El mă ascultă. Da? Eram săptămâna aceasta cu verișoarele lui Naomi și cu Naomi, verișoarele care au venit să o viziteze de departe. Și m-au sunat, zice, tată, zice Naomi, poți să vii în oraș să ne iei în Brăi? M-am dus, le-am luat cu mașina pe toate, fetele. Și m-au întrebat, zice, mergem undeva să cumpărăm ceva de mâncare? Nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că reacția mea a fost una destul de greu de înțeles și pentru mine. Zic, da, mergem. Am mers, n-am găsit loc de parcare, am parcat pe dublă linie galbenă și am zis, măi, duceți-vă voi, uite, doar treceți strada acolo și cumpărați-vă voi. Și fac aici o paranteză și mă vulnerabilizez ca să vă dați seama ce înseamnă eșecul părinților de a trăi credința în fața copiilor. Și zic, uite-mă, n-am unde să parchez, dar treceți voi strada și vă dau cardul și comandați și așteptăm o mașină. Nu și nu, te duci tu. Nu am cum să mă duc. Și atât de rău m-am supărat încât a zis, nu treceți strada, nici măcar atât. Atunci mergem acasă. Am băgat în viteză și am plecat spre casă. Una dintre verișoarele lui Naomi se uită la mine în mașină. Era în față, stătea în stângă și întreabă, zice, ești ok? Ești bine? Cu alte cuvinte, ce se întâmplă cu tine? Care e problema? Știți cum a simțit atunci? Nu o palmă, două, așa. O situație fără miză în care am căzut într-un mod lamentabil. Nu vreți să treceți strada acasă cu voi. Și am băgat în viteză și am plecat. De ce am făcut treaba asta? Și apoi când ajungem acasă, imaginați-vă că ne dorim ca să stăm la discuții biblice cu copiii. Copiii astăzi studiem din Daniel 11, poftim. Bye bye. Copiii, nu este bine, uitați, noi trebuie să ne stăpânim, să vorbim calm, să fim buni, blânzi. Da? Mm-hmm. În momentul în care părinții peregrini și reformatorii au trecut oceanul, au zis, facem aici ce n-am făcut noi în Europa, punem aici bazele unei cetăți în care Dumnezeu să conducă și copiii s-au uitat la ei și au zis, da, voi cum vă portați cu noi? Unde e credința voastră, da, care se vede în amănuntele zilei? Și așa s-a ajuns de la generație la generație care s-au uitat la părinți și au zis, îmi pare rău, Dumnezeu tău nu e real, e o listă întreagă, e o tradiție biblică acolo în ce faci tu, dar nu e Dumnezeu real în viața ta. Da? Și copiii au fost dezamăgiți din generație în generație. E posibil să se întâmple lucrul acesta și cu cei din generația noastră. Cum va fi anul 2024? Dumnezeu are un plan. Va fi cum va vrea Dumnezeu cu noi în anul acesta, dacă vrem și noi? Aș da eu răspunsul. Va fi cum va vrea Domnul anul ăsta, dacă vrem și noi? Dumnezeu are un plan, da? Pe care doar noi îl putem strica. În Levitic 26:41, acolo spune că va veni un timp în care oamenii își vor cere iertare de fără de legile lor, Levitic 26:41, haideți să citim. Dar acolo este o exprimare destul de drastică, de dură, să spunem așa. 26:41, 40 chiar, haideți să începem. Își vor mărturisi fără de legile lor, fără de legile părinților lor, călcările de lege care le-au săvârșit față de mine, zice Domnul. Va veni un timp în care poporul Dumnezeu va face treaba asta. Nu va spune, noi stăm bine, da? Noi stăm bine. Și eu m-am împotrivit lor și i-am dus în țara vrăjmașilor lor și atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri și vor plăti datoria fără de legilor lor. Momentul planului Dumnezeu cu noi în 2024 se va împlini dacă inima noastră va fi tăiată împrejur și dacă ne vom smeri înaintea lor și vom spune, sunt un netrebnic, în 2023 am căzut, de mi-e rușine de mine. Am fost abordat și vă spun, aș fi vrut să spun de la început, dar fac aici o paranteză.
Săptămâna aceasta am fost abordat de cineva și mi-a zis: pastore, pastore, zice, crezi că adventiștii pot fi educați? Era cineva dintre acei adventiști care nu mai frecventează biserica noastră, care stau de pe margine și se uită și spunea: crezi în posibilitatea ca membrii noștri să fie educați? Încă se mai simțea așa între ai noștri, să spunem. Și m-a pus pe gânduri întrebarea. Și a zis: în zeci de ani, când oamenii citesc Biblia, când oamenii ascultă predici și nu se mai schimbă în mod substanțial. Mici retușări, poate sunt unele mai mari, schimbări până în momentul în care omul intră în relație cu Hristos, se botează și lasă viciile mari, acelea care bat la ochi, fumatul, înjurăturile și așa mai departe. Dar după aceea, în zeci de ani de zile, adventiștii se mai educă, se mai schimbă într-un mod radical, până la nivelul în care lumea să nu mai recunoască. Măi, nu e ăla vechi, omul acela vechi pe care îl știam. Vreau să spun că m-a pus pe gânduri. De ce? Pentru că modul în care el punea întrebarea era unul pesimist. Cu alte cuvinte, vorbim degeaba. Zeci de predici. Zeci de predici ascultăm în fiecare an. Zeci de ore, poate sute de ore în care citim Biblia. Unde sunt schimbările acelea fundamentale? Unde sunt schimbările acelea până la punctul în care lumea să nu ne mai recunoască? Din buni în mai buni, din răbdători în mai răbdători. Ce se întâmplă cu salturile acelea pe care le doream în viața noastră și nu se mai întâmplă? Vreau să spun că respectivul stă departe de fenomenul numit Biserica Adventistă, deși încă este membru, dar observația este una dureroasă, pentru că vorbim mult și ne schimbăm puțin. Citim mult și lăsăm puțin pe Duhul lui Dumnezeu să ne schimbe. De ce, dacă El este atotputernic? El are dorințe mari. De ce nu se întâmplă dorințele mari? Vreau să spun că m-am apucat de ceva timp să, așa, în ultimele zile de Crăciun, în perioada Christmasului, să zicem, îmi vine așa inspirația ca să scriu. Și m-am apucat să scriu ceva. Nu știu ce e, și un articol sau o broșură intitulat-o eu Sindromul Laodicea. Sindromul Laodicea. Știți care este ideea de bază? Noi nu ne schimbăm pentru că nu vrem. Punct. Domnul poate să ne schimbe într-un mod radical și în 2024 să fim o faptură nouă, toate să fie vechi, sau poate, Dumnezeu poate. De ce nu ne schimb? De ce nu se întâmplă experiența aceasta? Răspunsul la care am ajuns este că nu vrem cu adevărat. Nu vrem cu adevărat. Ne teamă. Ce ar însemna ca să-mi las inima muiată? Ce ar însemna să renunț la orgolii, la ambiții? Ce ar însemna ca să recunosc că n-am fost un tată bun, un soț bun? Ce ar însemna? Și de aici pleacă toate lucrurile. De la lipsa de recunoaștere a stării noastre. Da? În Levitic, pasajul pe care l-am citit: în momentul în care inima noastră va fi tăiată împrejur, schimbată pe de-a întregul prin Duhul lui Dumnezeu, atunci și atât se va întâmpla în anul 2024. Pe măsură ce vom lăsa inima să fie schimbată, cât e inima schimbată, atât se va întâmpla și din planul lui Dumnezeu în anul acesta. În rest, nu se va întâmpla mai mult decât atât. E condițional, da? Când David a venit la Nathan, când Nathan a venit la David după păcătuirea lui, știți de ce Biblia îl numește mare pe David? Nu pentru ceea ce a făcut, ci pentru că a recunoscut că este un om netrebnic și a zis: da, eu sunt așa. În momentul în care în anul acesta avem șansa unei schimbări radicale cu ființa noastră, doar în măsura în care ne săturăm de a da vina pe alții: eu am vorbit așa pentru că m-au supărat copiii. Dacă în anul acesta sunt sătul să dau vina pe alții de cum sunt eu, David asta a făcut, de a da vina pe alții. În momentul în care anul acesta voi fi sătul să proiectez vina asupra altora, v-ați gândit că noi bănuim pe alții? De ce bănuim noi pe alții? Cu tare cred că asta a vrut să facă. Pentru că noi proiectăm ceea ce noi am face asupra celuilalt. Păi tu bănuiești că celălalt ar face asta, strategia asta în mintea lui, pentru că așa îi face tu. Este o chestiune psihologică de proiectare a stilului de gândire asupra altuia. Și așa apare mecanismul acesta al bănuielii. Revenind la David, de ce a fost mare? Pentru că el a zis așa: ce am făcut nu este un accident. Ăsta sunt eu. Ăsta sunt eu. Cum adică? Eu sunt un curvar? El a zis: ăsta sunt eu, nu e un accident. Mi-a sărit muștarul în 2023. A fost un accident. Nu.
ce a ieșit din burete când a fost presat, înseamnă că aia era înăuntru. Și noi ar trebui să nu ne mai păcălim, să spunem ca David, că de aceea David a fost mare în ochii lui Dumnezeu, pentru că el a zis, nu, n-a fost accident, așa sunt eu, un om nerenăscut. Și atunci Dumnezeu a zis, mare om am în fața mea, pentru că sportul cel mai des întâlnit între noi este să nu recunoaștem cum suntem. Să nu recunoaștem într-adevăr cum suntem noi. Cum va fi anul 2024? Dumnezeu are un plan. Va fi cum va vrea Dumnezeu, dacă vrem și noi, să alegem ca Florin cel vechi să rămână acolo și Florin cel nou să fie cel care recunoaște, eu sunt un om netrebnic, m-am săturat de mine, de căderile mele, vreau să fiu ascuns în Hristos în totalitate și să reacționez în 2024 Hristos din mine în orice situație. Amin? Și închei cu ceea ce un coleg pastor povestea din România, povestea și l-am auzit cu urechile mele. Am mai povestit-o într-un context mai restrâns. Tatălui, pastor și el în Oltenia, a avut parte de o situație inedită. Vine un presbiter la el dintr-o biserică mică de la țară și a zis, frate pastor, la mormântarea mea vreau să predicați dumneavoastră. Stai liniștit, nu rămâne nimeni nemormântat. Da, o să predic, dacă o să mai fiu aici, o să predic eu. La care presbiterul insistă, zice, nu, frate pastor, vreau să predicați dumneavoastră. Și zice, mai mult decât atât, eu aș vrea să știu ce o să-mi predicați. Zice, e interesant, zice, niciodată n-am mai auzit rugămintea asta. Cum adică să spun ce o să predic? Păi uitați, ne imaginăm că suntem la mormântarea mea și vreau să ascult predica noastră. Ce ați face dumneavoastră ca pastor? Pentru că este o cerere inedită. Se duce și el la mai mari, șefii de la conferință, fraților, zice, am o cerere așa din partea lui presbiter, să facem o repetiție pentru mormântare. Ce să facem? Și mai mari de la conferință au zis, faceți cum a spus dânsul. Se duce pastorul și zice, frate presbiter, zice, dar cum v-ați gândit dumneavoastră? Păi zice, frate, veniți. Și când a deschis ușile de la living, știți cum e la țară, așa sunt ușile acelea de lemn care dau din așa spre salon, acolo era pe masă, era coșuc, și frate, mi-a luat coșuc, mi-a luat tot ce trebuie și zice, uitați, mă pun în coșuc. Și presbiterul s-a pus în coșuc și zice, gata frate, dați-i drumul la predică. Și fratele pastor începe și a intrat în rol. Situația e reală. Cine vrea poate să mă întrebe personal la final numele, da? Și fratele pastor începe. Stimată familie îndurerată, ca și când era acolo. Astăzi este o ocazie tristă în care avem în fața noastră pe cel care a fost fratele Vasile. Ca moarte la mormântare, nu mai poți vorbi de omul Vasile, ci de cel care a fost. Nu mai există om. Omul nu mai există. S-a rupt unitatea, da? E cel care a fost fratele Vasile, care a slujit foarte mult în biserica noastră. Dacă ar mai fi fratele Vasile în viață, zice pastorul în predică, la capul mortului, între ghilimele, zice, l-aș ruga frumos să ia în serios viața de pocăință, pentru că ca slujbaș nu a făcut cinste într-adevăr acestei slujbe. L-aș ruga să fie mai serios cu studiul Bibliei. L-aș ruga să fie mai serios în îndeplinirea atribuțiilor. Dar nu mai pot să-i spun lucrul acesta, că dânsul nu mai e în viață. Și pastorul continuă și plusează. Și dacă ar mai fi fratele Vasile în viață, i-aș mai spune să se împace cu frații lui, cum atunci de peste stradă care mai vorbește de 3 ani de zile și zice, dar nu mai pot să spun că nu mai e în viață. Și când să înceapă a treia frază să o construiască, fratele se ridică așa în șezut și zice, gata frate, gata, stop, am înțeles treaba. Stop, opriți-vă. Cum va fi anul 2024, cum vrea Domnul, dacă vrem și noi, condiția să recunoaștem starea noastră, să ne păcălim și să spunem, Doamne, ce a fost în 2023, aici, acolo, n-a fost accident, ăla sunt eu. Când în situația critică s-a apăsat buretul, a ieșit ce era în mine, ăla sunt eu, scapă-mă de mine. Ben Carson, la 15 ani, marele medic, da, știți, care, cel negru din America, cel care a candidat și la președinție, când era 15 ani în colegiu,
A avut o altercație cu un coleg, a scos briceagul și l-a aruncat spre celălalt. Dacă nu avea centura și catarama mare metalică, i-ar fi intrat cuțitul celuilalt, briceagul celuilalt în stomac și s-a rupt lama briceagului în... A fost un accident, nu mai făcuse niciodată treaba aia. S-a dus acasă, a intrat în toaletă și a plâns și a zis: Doamne, scapă-mă de firea mea, ăsta nu e un accident, așa sunt eu de fapt, scapă-mă de mine însumi. Tu cum vrei să fie, cum vrei să fie anul acesta? Anul acesta va fi cum vrea Domnul, dacă vrem și noi. Contează de cât de mult ne vom ascunde în Hristos. Domnul să ne ajute să ne încadrăm în planul Lui și să nu-L stricăm noi. Amin.